Îl binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt până în veci. Amin. Amin. Iubiții noștri frați, surori, iubită biserică în Domnul și toți care vă temeți de El, nu uitați, avem o datorie să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut mult bine. Așa asta să o avem oricând, să mulțumim lui Dumnezeu. Și pentru că în timpul care ne mai rămâne, mi-e drag să vă văd și îmi aduc aminte de multele experiențe chiar din copilărie, de când ne-a chemat Domnul, acum în urmă cu 61 de ani, 62. Și atâtea și atâtea minuni pe care Dumnezeu mi-a rânduit să le văd și ar fi de folos unele care să le împărtășim împreună, dar nu se pot toate, trebuie timp. Mă gândesc și m-am gândit când am văzut pe fratele Dionisă, biserica prietenă cu biserica noastră, și mi-a trecut prin minte încă din tinereță, când tineretul m-am gândit aseară la frumosul program a tinerilor și frumoasele îndemnuri și mi-a venit în minte de când eram și noi, cu puțină deosebire, era numai parte bărbătească, tineret, din județ și mai vine și din alte părți. Și avem întâlnirea, într-adevăr, într-o casă mai departe de localitate. Și țin minte acolo în Hotaru, la Nepos sau Feldru, acolo pe o vale departe, unde am petrecut cele 3 zile, trebuie fără mâncare și la urmă să încheie cu cina Domnului. Bucuriile erau mari. Și mă aduc aminte de ele, dar vă spun una nu o uit. Când la urmă unul dintre frați care a făcut cina, că a încheiat cu cina, la urmă, era după miezul nopții, pentru că drumul era departe și făcut pe jos și frațul a ajuns târziu. Și nu uit, când a pus mâna pe farfurie ca să facă cina, s-a ridicat el de la pământ, puterea Duhului Sfânt. Aleluia! Și aproximativ la un jumătate de metru a stat așa sus și a început prin sală, prin casă, că era o casă. Și așa a umblat prin aer și ne-a servit. Nu vă pot spune bucuria. Nu vă pot spune nici timpul cât am stat atunci pe genunchi și nu pot uita momentele acelea care s-au petrecut, să vezi tu un om că nu merge pe jos și îl poartă Duhul Sfânt prin aia. Și când îmi aduc aminte de frață din părțile alea, îmi aduc aminte și de acest punct și îmi aduc aminte și aș vrea să mai ajungă tineretul la momente de acelea. Amin. Într-adevăr că rugăciunile erau prelungite, n-avea ceas. Cred că nici unul nu avea. Nici în casă nu era ceas. Dar nici n-aveam nevoie de ceas. Că nu se făcea rugăciunea la ceas, nici nu se încheie adunarea la ceas. Era o prezență în care vine și Domnul. Și era o întâlnire cu Domnul. Slăvit să fie Domnul! Mi-am adus aminte de fratele Hozan, încă când am fost la mormântarea tatălui său și cineva îmi spune o întâmplare, pentru că acolo trebuie să treci someșul cu luntrea. Nu știu dacă chiar acolo sau altă dată, un om cu știință a trebuit să treacă și el apa. Și când a urcat în barcă, acolo în luntre, a întrebat pe luntraș, ce pregătire ai? Spus că n-am nicio pregătire.
Dar n-ai învățat nimic, nu vai de tine, să nu știi tu, să n-ai pregătire. Dar ceva de știință, așa știi, nu știu. Dar în medicină, așa știi ceva, nimic, nimic. Eu știu să traversez apa cu luntrea și nu cunosc, sunt săran, cunosc agricultura, dar nu cunosc. Și nici alte lucruri din știință, așa, nu. După ce a trecut de jumătate apa, a venit niște, nu știu cum să vă pui, sloi de gheață, era primăvara, și a văzut că îi primești de luntrea și nu-i sigur de scăpare. Apa era mare și atunci a zis acel om care a mânat luntrea, a zis: Domnule, într-adevăr ești învățat, dar știi să n-oți. Zice: eu nu știu asta. Să știi că ești în pericol de moarte. Uite, nu-i sigur să ajungem la țară. Păcând el până aici i-a spus atâta știință câte are și pregătiri mari, dar să note nu știa. Și mi-a rămas în minte că mulți sunt învățați și să se pocăiască cum trebuie, nu știu. Și așa ea te face să mori. Să te despași de Dumnezeu. Ce bine-i să le știi pe toate, dar cel mai esențial să-ți pregătești sufletul pentru Domnul. Apoi m-am gândit la frumosul text care nu se poate gândi sau să ne mărginim într-adevăr întâmplarea cu orbul. Dar ceva vreau să vă spun, că Domnul la urmă a încheiat cu niște cuvinte și a zis: eu, a zis Domnul, am venit în lumea asta pentru judecată, ca cei ce văd să fie orbi, să ajungă orbi, și cei ce nu văd să vadă. Și când m-am gândit la unele cazuri în Biblie și când m-am gândit la Iisus, în cuvântarea sa, chiar cu cei mari, o zis căzu orbe. Se poate la un om care vede să zici orb? Să știți că este o orbire, este o orbire. Și așa te întunecă de nu vezi, tocmai ce-i mai nevoie, nu vezi împărăția. În capitolul 3 de la Ioan, versetul 3, spune: pentru ca să ajungi și să vezi împărăția, trebuie să te naști din nou. Dar numai să o vezi, nu să intri. Și dacă n-ai vederile acestea, să vezi ce te așteaptă, de ce să te silești? De ce să postești? De ce să te chinui? De ce să nu te distrezi? Pentru că nu vezi. Nu vezi. Și așa asta poate fi o orbire pentru mulți. El nu vede. Predica merge, sună Evanghelia și tu nu vezi ce te așteaptă, nu vezi ce vine. Și Domnul a zis despre ei, că ei a ajuns unii din ei și Domnul le-a zis că sunt orbi. Și încă călăuză oarbe. Acum noi vedem, slavă Domnului, dar dacă unii se abat din har, să știi că la și ale sunt întunecat ochii. Și într-adevăr, în epistola apostolului Pavel către Corinteni, a doua epistolă, capitolul 4, versul 4, spune că într-adevăr este un Dumnezeu care are putere de orbit. Și așa spune acolo, că le-a orbit mintea să nu vadă strălucind Evanghelia slavei lui Dumnezeu. Când toți văd într-o direcție că e nevoie de rugăciune și tu zici: acum nu e mai nevoie. Tu ai vederile bune? Când toți zic că e nevoie de o binefacere, facem o colectă și trebuie,
tu zici, nu-i vreme acum. Nu-i vreme. Fraților, Evanghelia s-a dus și a ajuns la voi și v-ați hrănit mult cu ea. Și eu cred că datorită Evangheliei stați voi aici. Datorită șeluia și ne-o trimis-o. Că e Iisus, slăvit să-i fie numele. Așa de minunat și așa asta ne este mângâierea și călăuza și îndrumarea sfântă. Și totuși m-am gândit la câteva cuvinte și referitori la familia cu copii, fiindcă azi s-a făcut și acest serviciu aici. Vă spun, am cunoscut o familie la noi și încă de tineri au spus fratele către soție și au zis, Lucreță, așa o chema, dacă Dumnezeu ne dă copii și așa nevoie în viață să-i creștem și vor fi și răi, facem un legământ de acum. Și atunci când s-ar întâmpla ca tu să te superi și să lovești un copil și o-i vedea că lovești prea tare, eu am să zic, mai dă-i, dar atunci tu să știi să nu dai deloc. Asta să fie secretul. Și când a venit vremea și am să-l lovesc eu pe copil, și ție ți-a fi milă, și atunci să zici și tu cuvântul ăsta, mai dă-i, mai lovește-l, și atunci tu să știi deloc să nu mai dai. Și copilul nu mai avea scăpare. Când vedea că e lovit de unul și celălalt, spune că mai trebuie lovit și n-avea unde fugi. Dar în vremile de astăzi, când îl lovește tata, vine mama, nu mai da, că ăsta-i din neamul meu, ăsta mi-i drag, ăsta să nu-l mai atingi, să nu-l mai lovești. Am văzut că l-a lovit mama, dar a venit bunica și l-a băgat sub haină. Ăsta să nu fie lovit, că ăsta-i din neamul meu și am meu și nu vreau. Crezi că de acolo iese ceva? Când tu vrei să-l lovești, să-l îndrepți și celălalt îl apără. Dar sunt din astea, sunt. Dar trebuie lucrat cu înțelepciune. Și Domnul i-a dat la familia aceea 10 fete și un băiat. Așa să fie, aș dori în toată lumea cum a crescut băieța și. Nu a avut niciun refugiu. Când l-a lovit mama, tata a zis mai dă-i. Când l-a lovit tata, mama a zis mai dă-i. Și el nu a avut șetace de scăpare. În atâtea biserici trecând, tot am auzit cum fug de la o biserică la alta. Cât de cât ceva nu-ți place, mă duc la ceilalți. Șetace de scăpare, fugi. Dar unde vei fugi de Dumnezeu atunci? Unde vei fugi? Și un cuvânt vreau să vă mai amintesc din cartea din care Fartele Bălici a vorbit, cartea numerilor, acest popor care era călător, vechiul Israel, în capitolul 10 li se dă o indicație ca ei să plece la o comandă, nu oricum. Și acolo spune că li s-au rânduit două trâmbițe de argint bătut. Și-a trebuit poporul lămurit când or auzi trâmbițele acestea ce au de făcut. Și li s-a dat o regulă. Când veți auzi aceste trâmbițe, că sună așa normal, amândouă, să știți că e adunare generală. Tot poporul să vie că Dumnezeu comunică ceva cu poporul. Să știți. Iar când va suna numai una, să știe căpetenile, să vină numai ei, căci Domnul are de vorbit cu ei, numai căpetenile. Iar când va fi un sunet, spune acolo cu vâlvă,
aceste două trâmbițe, când or suna cu vâlvă, atunci cei de la răsărit să-și iei bagajul, că e momentul de plecare. Și când or suna a doua oară, să iei și alalți ce urmează și să facă plecarea la sunetul de trâmbiță. Și acum eu aș vrea să ne gândim că noi după trâmbiță trebuie să plecăm de aici. Când arhanghelul Mihail va suna, trebuie să se facă plecarea. Dar de unde cunoști tu trâmbița? Evanghelia în vremea aceasta sună cu putere. Dar ce sună? Ce sună? Care-i sunetul? Care-i sunetul? Și cum poți să o înțelegi? Îmi spune un frate tânăr care a mers în armată la Sighet și a ajuns gornistul la armată. Și când a ajuns repede, m-a chemat să mă duc să-i fac o vizită. Și când l-am întrebat, cum te găsești? Și minunat, nu fac instrucție, nimic, îți gornist. Dar cum e asta? Zice, am aici patru hârtii și notă. Și când sun după una, tot se scoală. Știu toți că atunci trebuie i trezirea. Sun la a doua, toți vin la masă. Sun la a treia, toți trebuie să se culce, că e seară. Și sun și la a patra, atunci e alarma. Dar toate se respectă. Acum, în vremea aceasta, și așa fac, cam ce sună trâmbița? Biserică, dragă, cunoști sunetul. Cam ce sună acum trâmbița? Că Evanghelia sună acum. Merge cu un sunet puternic. Să duce cu zbor, așa cum spune în Apocalipsi, o Evanghelie veșnică prin aer, să duce. Dar ce spune? Ce s-ar întâmpla cu un tânăr din ăla când sună culcarea și el atunci se scoală? Când sună deșteptarea și el se culcă. Ce mare greșeală ar fi! Ce mare greșeală! Dar pentru noi, în vremea aceasta, care ar fi sunetul ăsta? Că Israel știe? Când sună cu vâlvă plecarea. Ce sună azi Evanghelia? Eu vreau să vă citesc un cuvânt, și care aveți Biblie, îl puteți urmări. În Psalmul 89, versetul 15. Și în vederea acestor lucruri, să putem, dacă s-ar putea înțelege, că să ne fie de folos. Aici spune cuvântul așa. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Spune că e feriș. Cam ce ar suna Evanghelia la ora aceasta? Cam ce are ei secretele ei? Ce sună Evanghelia? Ce sună Duhul Sfânt în vremea aceasta? Care-i sunetile? Nu cumva să înțelegem altfel. Eu mă gândesc că sună deșteptare. Asta o văd eu. Evanghelia, Duhul Sfânt, sună deșteptare. Biserică, pregătire, trezire. Alarma imediată asupra ta, pregătește-te ca să poți să ieși, pregătește-te. Să poate în vremea aceasta unii să simtă că dacă au tot ce le trebuie, e bine să mai doarmă. Dar să știți că nu-i asta. Alții, dacă pot să adune cât mai mulți bani,
alții ceva avere. Fraților, cât pentru mine că am ajuns la vârsta asta și poate nu ne mai vedem. Și eu mă mir, Și am spus Domnului, Doamne, ce ai, de ce mă trimiți acum la 80 de ani să mă mai duc eu în Canada și în America? Dar zice, am nevoie de tine, te duci. Și o trebuie să vin. Și acum, frați dragi, e gata să apară cel ce trebuie să vină. Trâmbița sună cu putere, biserică, pregătire, așteptare, trezire. Din orice direcție ai fi, orice ai fi, vezi, ai legătura cu Domnul. Oprește-te din alte mersuri, că tare mulți sunt și aici câți am întâlnit. Atâția judecători aveți aici și nu i-o pus nimeni. Statul nu-i pune că n-au școli, frații nu-i pune că n-au nevoie de ei. Domnul nu-i pune că o zis că voi nici de cum să nu judecați. Și așa că s-au făcut ei judecători din minciunca lor, așa, slăbucă. Apoi nu-i bine așa, apoi nu-i bine așa, apoi nu-i bun programul, apoi nu-i bun prorocul, apoi nu-i bun cutare. Măi, dar cine ți-o dat ție slujba asta? N-auzi tu și sună trâmbița. Pune-te pe post și rugăciune. Vezi, te mai însoțește harul Domnului. Mai ai bucurie, mai ai legătura cu cerul. Apropie-te de el. Auzi glasul Evangheliei care sună cu putere, pregătire, trezire, că Iisus e foarte aproape. Am câteva semne deosebite pe care mi le-a dat Domnul în vederea venirii Lui. Și așa că vă spun din suflet, oricare ați fi, apropiați-vă de Domnul. Un cuvânt aș vrea să vi-l lăs, pe care l-a lăsat Iisus. Era mulți și atunci, care dacă citești Biblia, cu atâtea probleme au venit la Domnul să-L ispitească. Atâtea l-au întrebat și cu privire la venire și la lucruri mari și mici, tot l-au întrebat. Dar până la urmă parcă a rămas un cuvânt care ni-a rămas în Evanghelia după Matei, capitolul 11. Și-o strigat și-o spus, până la Ioan a fost legea și proroși. Așa le-a spus. Și de la Ioan încoași se poate obține împărăția, să o ai, să fii fiu a împărăției cerului, dar cum? Care știe? Să dai năval. Apoi până dirijezi tu o jumătate de biserică, numai năvală nu dai. Până îți faci tu avere și scopurile tale, aia nu-i năvală. E năvală în alt loc. Năvală, eu nu știu câți orși de aici din adunare, nu știu câți orși, dar eu vreau să fiu sigur că-s mântuit. Asta e nevala, să dai nevală și acolo intră oricine ar fi, că-i tânăr, că-i bătrân. Dai nevală, nu te oprești nici la unul, nici la altul, nu te oprești. M-am gândit la un frate al fratele Hozan, fratele David, fiind cândva pe la noi, și spunea el, și am văzut și eu, și eu nu pot să sufer, mărgând cu motocicleta să mă depășească cineva. Și nu mă lasă, simțul meu, nu mă lasă, nu poși. Să suferi să treacă cineva pe lângă mine, asta nu o las. Nu zic, nu-i rău, dar poți să o faci și pe calea pocăinței. Să depășești pe și alalți în pocăință. Dacă careva tot mereu vine numai cam la 9:30 la adunare. Mă, tu vină regulat, mă.
vină la nouă. Și dacă se poate, mă depășește pe și al alții. Altul pune 5 lei, tu pune 10. Altul postește jumătate de zi, tu postește o zi. Mă, treci pe lângă el, mă. Nu-i nimic că îl depășești. Pentru că în cartea lui Nemia spune de un frate al lui Nemia că el a întrecut pe mulți în credincioșie și frică de Domnul. Și-a primit o slujbă, jumătate Ierusalimul i l-a dat lui. Fraților, nu știu dacă ne mai întâlnim, aș vrea să vă văd în stimata împărăție. Dar eu vă rog, dați-ne vală, dați-ne vală. Nu vă opriți nici la greșurile care se petrec aici și nu pretindeți că aici ai raiul, că încă nu s-o ales, încă nu a venit vremea alegerii. Unii zic că aici ai raiul și în lume iadul. Nu s-o ales biserica. Cele 10 fecioare sunt împreună și nu vă mirați că o ațipit tăce. Nu mai e harul care îl avem înainte, dorm, dar nu-i periculos. Numai să ai lângă tine vasul cu ulei, ca să ai depus la miezul nopții în candelă. Că ai ațipit, nu-i nimic, că-i târziu și n-au venit încă, nu-i nimic. Dacă nu poți tu aduce harul care era cândva, că dacă l-aș putea eu, de când l-aș adus? Să clocotiți aici în har și care n-au primit Duhul Sfânt să primească astăzi și care o rășit să se încălzească și care o venit, spunea acolo un cuvânt, că și cel și auge să zică, vino Doamne Iisus. Dar în privința aceasta ne cere apropiere de El. Și cine va da nevală, va pune mâna pe împărăție. Amin. Amin.